rețea de traficanți specializate în business în Putu-Tumbiu, Ucraina, a exploatat ani la rând ține de cetățeni din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Traficanții aveau o schemă bine puse la punct în relație la fama ucraineană și în organele de anchetă. Astăzi, la reporteri de gardă, vă demonstrăm unde s-ar putea ascunde unul din frații Jomiru căutat de Interpol și de ce procurorii moldoveni au uitat de ei.